Ok, acum încercăm să instalăm Menaco, care l-am pus pe acest SD card. Ok, nu mi-a ocupat mult, dar am luat de 32 de GB pentru că voi pune hărțile și alea cam ocupă mult. Ok, vedem, e prima oară când îl fac, vedem cum funcționează. Dăm ok, se va da un restart la navigație. Vedem ce ne spune. Practic, pentru a instala trebuie să ai maxim softul 2.0.183, ok? Eu am avut 2.0.1194. Văd că a început singur să facă toate lucrurile, eu n-am făcut nimic. Ok. A instalat tot. Deci practic a durat 5 secunde să instalăm Menaco. Vedem ce se întâmplă acum după restart. Eu acum n-am legat Bluetooth, că nu l-aveam legat Bluetooth. Practic nu se întâmplă nimic. Așteptăm puțin. Ok, după ce pe computer, acest CD, am pus licența, ok. Venim la navigator și introducem. Ok. Pe CD am pus harta Italiei în Navitel. Nu, în 7 și Navitel am pus altă hartă, nu mai știu care. Vedem ce se întâmplă. Ok. Pentru că în momentul când am făcut instalarea nu s-a întâmplat nimic, tu trebuie să scoți cardul, să iei acel fișier menavrus.dit, să-l trimiți pe e-mail și vei primi o licență. Ok? Ce se întâmplă acum? Așteptăm să încarce tot. În mod normal ce am citit, spunea că trebuie să țin apăsat, să apăs pe tasta rotița aceasta. Ok? Aceasta. Vedem? Ok. Am apăsat, sting o lumină. Și mi-a apărut în engleză. Ok? Eu am descărcat decât două hărți. Navitel și Seven Ways. Ok? Pe Navitel am instalat harta Italiei. L-am pus în folder. E prima oară când îi dau drumul. Ok, mă pun să aleg limba, vedem puțin, dacă avem limba română. Ok, avem limba română, limba hartă română, voce română, Anca. Bun. Ok, aici sunt termenii, acordul de licență, accept și practic acum avem, nu mai afișa. Ok, ne avertizează că ești responsabil pentru siguranța în conducere. Ok. Practic, nu mai folosesc Tuxi. Știți că am instalat și TV Box, îl țin pentru că e foarte bun TV Box-ul. Acum am instalat Menaco. Este prima oară când fac chestia asta. Când instalez. Acum nu știu, eu am activat normal pe telefon. Nu, acum mai am dat drumul la router. Ok, router pe telefon, pentru că nu l-aveam. Era închis.
Ok, presupun că are nevoie de internet. Ok, acum a pornit. Conectat la sateliți. Wow, îmi pare bine. Încărcare. Nu, deschideți hartă existentă. Nu a fost completat. Vedem. Adăugare. Unde l-am pus noi? Dacă reușim să găsim harta. Pum, 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 pum. MMC Memory. Ok, Navitel. Maps. Nu. Unde l-am postat? Adaugă. MMC. Storage. No. Stați așa că nu mai știu unde l-am pus. Sus. Sus. Bun. Dumnezeu cu mila că nu știu unde l-am pus. Probabil că l-am pus bine. În fine. Pe undeva l-am pus eu harta. Am pus harta aceasta. Bun. Ieșim din... Renunțăm pentru că nu știu cum l-am pus pe CD. Ok. Voi încerca pe calculator să citesc din nou fișierele care mi le-au trimis. Bun. Încercăm pe ăsta. La fel și aici le-am pus într-un fișier. Hărțile, vedem dacă se întâmplă ceva. Da, să-mi spună cineva rusește acum. Presupun că ăsta. Setări. Harta. Da, va trebui să studiez rusa întâi, fraților. N-ai cum. Deci e incredibil, ăștia sunt sateliți, am înțeles și eu. Bun, va trebui să studiez puțin rusa, să studiez puțin harta, poate reușesc să schimb tot aici. Ok. Avem Total Commander, avem un player aici. Ia să vedem dacă avem ok cu... Da, avem ok cu video pe el, să vedem dacă reușim să-l citim. Ok, a pornit muzica. Da, e... Pare interesant. Am dat pe internet, vedem dacă merge. Ce avem aici? Avem Opera. Ok. Hai să încercăm să scriem YouTube, să vedem dacă merge. YouTube.it. Ok, spune că nu am făcut setările. Probabil că va trebui să setez pe undeva pe aici. Ia să vedem dacă s-a întrerupt internetul la mine. Nu, ar trebui să fie internet. De ce nu merge? Da, în fine, ăsta este primul video cu instalarea, cum se face instalarea. Am văzut, spre exemplu, dacă apăs aici de 5 ori, 1, 2, 3, 4, 5, ok, mi-apare acest meniu pe care dacă eu scriu aici add-on off, îmi dispare Menaco și pot să mă duc la service liniștit că nu vor vedea că am Menaco instalat, ok, și îmi pun harta originală și totul revine ca înainte. Aici îți alegi default, Menavruskia. Hai să punem cheia să vedem cum arată. Set skin.
show preview. Bă. Schimbă culoarea, nu contează asta. Într-un video viitor, după ce studiez puțin funcțiile, o să vă explic mai pe îndelete cum se face fiecare setare, fiecare chestie. Și dacă apeși pe ăsta, apare direct. Total Commander aici, în mod normal, ar fi, aș putea să copiez într-o parte în alta, sau, spre exemplu, nu aici, video, nu aici. Eu nu prea știu nici cu comandorul ăsta. Mm-hmm.